prieten. No. No. Mi-a cerut un clip din adăpostul de afară. E un pic cam întuneric, dar sper să reușesc să-l scot cât mai bun. Boxa numărul 1, femela Berbec, femeluță din decembrie, din 16 decembrie. Mănâncă cu gușă, dar și are și o blană pe măsură. E schimbată, îmi place, frumoasă. Vă spun sincer, acum am terminat de cosit lucerna și am venit să le dau să mănânce. Așadar, îi văd și o dată cu voi, pentru că cu blitzul se vede altfel. Mă dați seama și așa reușesc să-i văd și eu mai bine. Femeluța de decembrie, singura oprită din cuib, pentru viitor. Vedem evoluția, s-a îngrășat. Boxa numărul 2, femeluța Salander, mama femele prezentate mai devreme. Și încă un cuib de 7 puișori. O băga la ușor ușor să bagă la somnic. Avem 5 albi, unul albastru și unul Salander. Alexandru, special pentru tine, pentru că știu că ești iubitor de berbeci, de rasa berbec. Și știu că tu ești unul dintre care între cei care mi-a cerut clip. Cresc, o mamă deosebită, la a treia fătare pe sezonul acesta. Aici mai avem 3 masculași, tot pui femelei de aici, de la boxa 2. 3 serii de pui, 3 generații. Aici avem 3 masculi de vânzare pentru zona Argeș și cei care vă puteți deplasa. Sunt tatuați, am certificat, vaccinați, merg foarte, foarte bine, sunt foarte bine dezvoltați. Pui născuți 4 martie. Așa. Boxa numărul 4, femeluță Janet, fluture. Sperioasă, așa a fost de la început, pentru că a fost într-un mod mai retras, a fost înăuntru, în partea cealaltă și mai greu am ajuns să de la ea și să o mai scot pe masă. Însă am zis să o bag aici, poate gestantă cu mascul de la Oradea, pentru că a trebuit să o montez. am renunțat la fluture, la mascul, am avut ceva probleme cu el, am montat și posibil să fi luat montă cu el. Bun, la boxa numărul 5 am 3 pui de uriași din cei dinăuntru, din partea cealaltă, din cuibul de 7, am mai separat că erau foarte aglomerați, plus mama lor și, și pe mama lor am separat-o. Așadar, o boxă mai mare, mai încăpătoare pentru ei. Așteptăm evoluția și urmează tatuare. Aici avem fluturii de februarie. Au crescut. Avem 2 masculi și o femelă.
ușor, ușor, ușor se văd cât mai bine punctele pe ei și Doamne ajută să fie sănătoși și să, să fie, de ce nu, de expo. Îi mai las un pic să mai întorci pe parte și pe alta, să le mai văd și eu că dacă punctele. Eu zic că sunt exemplare bune din prima mea serie de fluturi, cum ar veni din scoși la mine, pui scoși la mine. Nu știu asta. Asta mi se pare că e masculul. Asta e mascul și aceea femelă și ăla iar mascul. Da. Cresc, se schimbă și se schimbă în bine. Asta e tot ce, tot ce, tot ce trebuie și tot ce, tot ce trebuie să, să fie. Masculul bebec. Mai am două boxe aici, masculul bebec albastru. Viitorul crescătoriei pe rasă, pe rasa bebec. Mascul bun, frumos, ureche lată, blană bună. Mascul de ianuarie. Băgat aici la căperea asta două boxe. Aici probabil o știți, femela, mama puilor, 7 de acolo dinăuntru, 3 din 3 am băgat aici. Mama e, o avem aici și am mai rămas în partea cealaltă 4. Ca să, să-i mai ușurez un pic cu, cu aglomerația, să nu mai fie așa rău. Am zis să mai, să mai separ, să mai separ din ei și să, să le fie și lor mai bine. Berbecuții. Cam atât despre adăpostul de afară. Probabil, da, nu știu, că trebuie să plec. Să vedem dacă mai am timp să le fac un clip și dinăuntru. Vă salut!